Da, eu zic să facem o demonstrație aici ca să vadă și telespectatorilor cam ce ar trebui să fac acasă. Acasă, da, cu mențiunea rog, că noi la sală făceam cu totul altceva pentru că lucrăm pe aparate. Uh-huh. Dar da, se poate lucra se poate face și ceva cu și acasă, propria da. Greutate. Dar da, sigur că da. Hai să lasă genunchii așa cum sunt, lasă-te pe spate. Ce sunt astea, abdomene, da? Ridicări de trunchi. Toată lumea spune greșit abdomene. Sunt multe exerciții pentru abdomene. Asta e un... se numesc ridicări de trunchi din... Cu două gantere. Ca să se ajute pentru... Da. De un kilogram. Da, da, pentru ea sunt grădiniță. Deci te poți folosi de ele ca să te duci spre genunchiule. Ridică-te. Dă din mâini ca să te ajute. Sunt multe persoane care au și burtă. Când mă ridic... Atât. Hai, hai. Te ridici până să desprinde corpul până aici. Păi, hai și să tu ești cea mai bună. Așa? Deci, da, și te ajuți. Vină din spate și te ajuți. Păi ele te ajută, da. Deci ele pot să fie o îngreuire sau un ajutor. Câte să facă? Să facă serii de câte pot ele să facă. 100. Până arde. 100 neapărat. La început, 100, la început mai puțin. Stai puțin. 100 da. Fără oprire? Nu. Face 10, face pauză și se adună. Dar nu din prima zi. Uh-huh. Pentru că după aia da. Fac o febră musculară de nu te mai deci miști. De obicei eu laud pe Nicoleta pentru că ea e extrem de ambițioasă și foarte disciplinată. Acum însă, nu știu, nu vreau să zic că a luat-o pe scări greșite, că nu cărări greșite cu urcatul, dar trebuie să lucreze și partea da. Superioară a corpului și abdomenul. A acceptat provocarea noastră și probabil da. Este contra cronometru. Și nu știu ce hamburger mânca, ăla e de post, nu vegetal. E de post, e vegetal. Că eu de obicei spuneam să mănânce batoane cu fibre când are o slăbiciune și trebuie să mănânce altceva ce este din cadrul regimului să mănânce. A ajuns la 50? Da. 50, 100. Da. Trișează. Așa, okay. Hai okay, să mai facem și altul. Hai da. Să mai arătăm să facem niște flotări pe genunchi. Sunt pe genunchi. Să facem niște flotări, înțeleg. Da, pentru brațe. Intră pieptul. Pieptul. Ceea ce e foarte bine pentru fete în special. Se stă pe genunchi pentru că fetele n-au forță să facă normal. Și în felul ăsta reduce greutatea corporală. Lucrează pieptul, umărul, tricepsul, partea asta care de obicei la fetele care au trecut o anumită vârstă. Mai sus, nu? 10. Da, ar trebui să stea puțin mai dreaptă. Se cunoaște că n-am mai făcut sală de... Așa, da, de ceva timp. Dar i-am promisese că se întoarce. M-am și mirat că n-a venit. Da, că ea e... Da, vezi, uite, acum probabil că dacă, s-a dus. Dacă o pui să facă flotări, s-ar putea să aibă picioarele antrenate. Dar iată că da. Brațele, pieptul... Deci se cunoaște că nu a început să atrofieze partea de sus a corpului. Hai să facă și niște genoflexiuni ca să le arătăm telespectatorilor care trebuie să fie poziția corectă pentru genoflexiuni, pentru că eu știu că foarte mulți oameni fac acest exercițiu greșit. La toate exercițiile la care se îndoie genunchiul lucrează fesele. Cu cât te duci mai jos, cu atât mai bine. Fesele lucrează, dacă te duci foarte jos, lucrează partea din fața coapsei și femuralul. E bine să depărtezi puțin mai mult picioarele decât lățimea umerilor. Și du-te cu o ganteră în jos. Cu spatele cam braț drept, da? Așa. Până ajungi jos. Așa. Da. Aici. Plină de energie. Ai ca picioare faci, că ai urcat scări. Hai, ia să vedem. Și după asta, Nicoleta, proba cântarului. Ridică și, ridică și de mâini. Acum a crescut masa musculară, o să atârn mai rău. Ia să vedem. Hai, încă două și gata. Deci... Yeah, astea sunt... Genoflexiunile sunt foarte grele și dureroase, dar într-adevăr sunt foarte eficiente. Nicoleta. Proba adevărului, doamnelor și domnilor, nu s-a mai cântărit pentru că ne spunea Nicoleta că i s-a stricat cântarul de acasă. Acum o săptămână aveai 63,4, da? S-a stricat și nu s-a stricat. Hai că funcționează, nu scăpi așa ușor. 60,9. Deci ai slăbit 2 kg și jumătate, cam așa.